Bună seara tuturor! Bun găsit la o nouă emisiune Teologia în Actualitate. Viața Domnului Iisus Hristos este descrisă în Evanghelii. Aici avem istoria Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Evanghelia după Marcu, Evanghelie specifică, cu aspecte specifice, ne vorbește cu precădere și despre ucenicie. Și în seara aceasta am intitulat această emisiune Evanghelia după Marcu, un manual de ucenicie. Nu era mai potrivit și nu este mai potrivit să discutăm despre această temă decât cu un profesor de Noul Testament și îi spunem bună seara domnului Octavian Baban, care este în studio cu noi. Bună seara, îmi pare bine că ne întâlnim. Evanghelia după Marcu, o evanghelie mai scurtă decât celelalte evanghelii. Ce puteți să ne spuneți despre această evanghelie? O scurtă prezentare asupra Evangheliei după Marcu. Este o evanghelie foarte frumoasă. Este într-adevăr cea mai scurtă. Ca și cum sulurile ar fi intrat la apă. De obicei, mărimea evanghelilor respectă lungimea unui sul. Deci 24 de capitole Luca, 28 Matei, 21 Ioan. Cam asta e lungimea de vreo 14-16 metri cum, pentru sulurile care se foloseau. Scrisorile lui Pavel și celelalte sunt scrise sub formă de caiet sau codex, de carte. Era o metodă nouă, revoluționară, cum ar fi acum folosirea laptopului în loc de carnet de notițe. Dar Evangheliile, ceea ce le dădea și din start o posibilitate de comparare cu cărțile din Vechiul Testament, erau scrise pe suluri. Marcu fiind mai scurt, doar 16 capitole, e ca și cum sulul era mai scurt. O fi tăiat din sul. A intrat la apă, nu? Cred că arată stilul dinamic al autorilor Marcu și respectiv Petru, pentru că studiile istorice, mărturia bisericii spune că Marcu a fost secretarul lui Petru. Și atunci, foarte probabil, el a scris Evanghelia, dar a scris-o conform Evangheliei pe care o predica Petru. Probabil nu este identitate totală între cum predica Petru și cum aranjează Marcu, dar în mare materialul și modul de expunere vine de la Petru. Detaliile vin de la Petru și de multe ori simți că e vorba de un martor care a fost lângă Domnul Iisus, un apostol. Marcu, noi știm că era un nepot al lui Barnaba. El apare la sfârșitul Evangheliei după Marcu, se pare, așa consideră cititorii teologii, că acolo e semnătura, acum apare semnătura unui pictor pe tablou, într-un colț. E un tinerel care, atunci când Domnul Iisus e arestat și ucenicii fuge și el, un soldat roman pune mâna pe el ca să-l aresteze, că s-a părut poate ceva dubios că vrea să fugă și el a lăsat haina în mâna soldatului și a plecat. Lumea spune că el ar putea să fie acesta, deoarece acest detaliu nu mai apare nicăieri. Dar Evanghelia după Marcu are niște caracteristici clare de martor ocular care pot veni de la el, dacă a umblat cu Iisus, sau pot veni de la Petru, al cărui secretar a fost. Și mai toți autorii teologici îl creditează pe Marcu cu acest model de Evanghelie. Pentru că noi, practic, în Biblie avem două modeluri de Evanghelie. Unul al sinopticilor, acelor trei care se aseamnă, Marcu, Matei și Luca, se aseamnă la structură și materia. Iar Ioan are alt model. Principala, să spunem, deosebire ar fi în Ioan, Domnul Iisus pendulează între Galileea și Ierusalim. În Marcu se începe lucrarea în Galileea și merge spre Ierusalim. Ține prima parte cu multe minuni în care Domnul Iisus se dovedește că e Fiul lui Dumnezeu. Are la mijloc două evenimente interesante unde se stabilește ca un fel de concluzie. Deci Marcu, în privința asta, e genial. Dar așa zic eu despre toți autorii de Evanghelie, din cauza Duhului Sfânt. La mijloc are două evenimente. Arătarea lui Iisus pe munte, mărturia de sus, când Dumnezeu, Tatăl, zice, acesta e Fiul meu prea iubit. Și după aceea, mărturia lui Petru, când Domnul Iisus zice, de fapt,
Petru a fost mai înainte, zice, cine, Domnul Iisus se întreabă, cine ziceți că, cine zice lumea că sunt? Și ei spun, Ioan Botezătorul, cineva, Ilie, dar voi cine ziceți că sunt? Și ei răspund una alta, dar Petru zice, tu ești Hristosul. Răspuns care apare cu variații în celelalte evanghelii sinoptice. Dar asta e la mijlocul Evangheliei. Deci mărturia lui Petru. Asta e o caracteristică marcană. Perioada de minuni din Galileea se încheie cu două mărturii. Mărturia lui Petru, care se zice că e de jos, de la oameni, dar de fapt e de sus, că Domnul Iisus îi spune, nu carnea și sângele ți-au descoperit, ci Dumnezeu. Și apoi aceea este mărturia de pe muntele schimbării la față. După care urmează călătoria. Aici este problema. La Marcu este o călătorie din Galileea la Ierusalim. Mulți o numesc ultima călătorie, pentru că se pare că e vorba de ultima, că la sfârșit e crucificat Domnul Iisus. Capitolele 9 și 10 cuprind această călătorie. În 11, Domnul Iisus intră în Ierusalim și 11-15 are loc ultima săptămână, este crucificat, iar în 16 sunt arătările. Învierea și arătările Domnului Iisus după înviere. Asta e o schemă marcană. Ioan nu folosește așa. La Ioan se pendulează. Domnul Iisus merge de vreo 3 ori. Din cauza asta, unii spun că dacă n-ar fi fost Evanghelia după Ioan, am fi avut impresia, deși nu o spune nicăieri, dar e o impresie, ca și cum Domnul Iisus a avut o singură călătorie, la sfârșitul ei a fost judecat și crucificat. Dar asta e schema de prezentare. Deci, perioada din Galileea, cu semne și minuni, mărturia de la mijloc a lui Petru și de pe munte, călătoria în două capitole, unde Domnul Iisus spune că merge la Ierusalim și acolo va fi dat în mâna preoților și conducătorilor, îl vor da la moarte, ucenicii se sperie, dar învață să meargă în ciuda acestui fapt, pe drumul, de asta se zice, al ucenicii. Și apoi ultima săptămână cu învierea. Modelul acesta se regăsește în Luca, foarte clar, perioada din Galileea, tot așa până în capitolul 8. Luca dezvoltă foarte tare Evanghelia și zice, drumul spre Ierusalim ține din capitolul 9 până în capitolul 19, 10 capitole. Și pune multe pilde ale Domnului Iisus, ceea ce o caracteristică a lui Luca. Și tot așa după aceea ultima săptămână și învierea, arătările și înălțarea. Iar Matei urmează și nu urmează Evanghelia pe Marcu. În primul rând conține aproape tot ce scrie Marcu și adaugă mult material de la el. Și merge până în capitolul 16. În 16 este întrebat Petru, cine crezi că sunt. Are loc tot așa mărturia de la schimbare de la față. 16-18 este drumul spre Ierusalim. Tot două capitole ca Marcu. În 19 intrarea în Ierusalim. În 21 are loc, deci 20. În 21 are loc intrarea în Ierusalim, în 19 la Luca intră în Ierusalim. Și din 21 până 27 ultima săptămână, 28 învierea și deci modelul acesta în trei părți. Mărturia din Galileea. Marea mărturisire a lui Petru cu mărturia Domnului lui Dumnezeu Tată de la schimbarea de pe muntele schimbării la față. Cu călătoria, una din multele care au fost, ultima se pare, care merge la cruce. Și cu ultima săptămână, acest model e creditat, sau Marcu e creditat cu acest model. Posibil și Petru să fi predicat așa, nu avem dovezi că nu a scris Evanghelie, dar lumea zice, ok, materialul e al lui Petru, dar structura e al lui Marcu. Asta ne ajută pe noi care predicăm în trei puncte. Probabil că o structură în trei puncte este validată de Evanghelie. O structură în trei puncte este trinitară, ca să zicem așa. Sau în sensul că are trei elemente. Dar mai vine cu un element, asta nu mai cred că este metodul lui Marcu, cred că e decizia tuturor apostolilor. Și anume, ultima săptămână a Domnului Iisus, a patimilor, petrecută în Ierusalim, care se încheie cu crucificarea din Vinerea Mare și cu învierea, în duminica dimineața, ocupă enorm. Deci această descentrare a narațiunii
Cred că nu mai este marcană, cu toate că apare destul de bine la Marco, cred că este apostolică. Și anume, vă spun, o treime din Evanghelie la Marcu e dedicată ultimei săptămâni. Deci, Galileea, cum ar... minuni din Galileea, aici pune multe lucruri. Aproape 3 ani sau 2 ani sunt 8 capitole, 2 capitole ultima călătorie și 6 capitole ultima săptămână. 6 comparat cu restul, deci pentru 7 zile se dă o treime din Evanghelie. Această descentralizare a narațiunii arată într-un fel care e miezul Evangheliei. Dacă l-ai pomenit de Hristos, de minunile Lui, de învățătura Lui, de mărturiile Lui și ai ratat accentul pe moartea ispășitoare, pe cruce și pe învierea, atunci ai ratat mult din Evanghelie. Și toate Evangheliile pun accentul așa. La Luca tot așa o treime este, se intre în 19, se iese în 23. La Matei tot așa o treime, se intre în Ierusalim în 21, în 28. La Luca e, la Ioan e jumate. La Ioan 1:11 înseamnă dovezi despre Domnul Iisus, cine e Domnul Iisus, de la capitolul 1 până la capitolul 11, și în capitolul 12 se intre în ultima săptămână, se intre în Ierusalim, și până în 21, deci jumate de Evanghelie dată pentru 7 zile. Acum, dacă ziceai că să luăm exemplu de la evangheliști, cum predicăm Evanghelia, atunci cam asta trebuie. Proporțional, să zicem. Cât zici că îl prezizi pe Domnul Iisus ca gânditor, filozof, învățător? Dar dacă nu discuți despre întrupare, despre moarte și moarte ispășitoare și înviere și ispășire, atunci parcă special a dilatat toți evangheliștii dilată cele 7 zile, în sensul că din punct de vedere narrativ îi alocă un spațiu mare. Deci cam asta ar fi schema lui Marcu 3. Și cu această invenție, care dacă nu e a lui Marcu, e clar o decizie apostolică pe care urmează și ceilalți. Să prezentăm cum Iisus și-a îndreptat fața hotărât, spune el, spre Ierusalim. Le-a spus lor că acolo o să aibă de suferit și, caracteristic lui Marcu, toți tremură de frică. Și ucenicii îl urmau tremurând, îngroziți, zice Cornilescu, și tremurând de frică. Probabil că nu știau ce înseamnă asta, că Domnul Iisus va fi arestat și dat la moarte. Înseamnă că îi mor și ei. Cel puțin Petru așa lasă să se înțeleagă de câteva ori. În Matei însă, și zice, noi suntem gata să murim și noi, unde mergi? Și Domnul Iisus, da? Când citim Evanghelia, ne se pare că Marcu ne împinge la spate. Ca și cum ar vrea să ne ducă spre ceva. Și găsesc în expresia îndată, și această expresie, repetiția lui îndată, cumva Marcu este grăbit, vrea să e o Evanghelie în mișcare. Ce puteți să ne spuneți despre dinamica acestei Evanghelii? Este clar, Marcu are această caracteristică. Mai sunt și altele pe care le are. În general pune mare accent, mai mare decât toți, pe faptul că Iisus vindecă și face minuni. Aici are un accent foarte puternic. Diferit de ceilalți? Mai tare. Scurtimea Evangheliei ne-ar face aproape să nu observăm lucrul acesta. Dar el ce face? Îl prezintă pe Iisus că dă învățături, spune că Domnul Iisus dă de foarte multe ori învățături, zice, și s-a dus să vestească Evanghelia și nu știu ce, dar prin comparație găsim că istorisirea minunilor și a acțiunilor de vindecare ocupă un loc mai mare, statistic, față de predici. De exemplu, în Luca întâlnim niște predici mari, în Matei întâlnim niște predici mari, în Ioan întâlnim niște predici foarte mari, Domnul Iisus. În Marcu nu întâlnim predici foarte mari, sunt mai mici. Statistic, prin comparație, locul în narațiune pe care îl au minunile Domnului Iisus e mai mare. Și atunci se vede un caracter dinamic. Și de asemenea, folosirea cuvântului îndată, ori e caracteristica lui, ori este o caracteristică a lui Petru, care probabil... A fost mai iute. El era, să zicem, mai iute, dar și spunea, după aceea imediat, deci îți dai impresia că viața Domnului Iisus este
Are un program, el îl cunoaște, el știe unde să meargă, el niciodată nu este în situația de a se întreba, ok, am ajuns aici, și acum ce să facem? Este un film, o operetă faimoasă prin anii 60-70, Jesus Christ Superstar, și acolo ucenicii sunt înfățișați ca și cum sunt puțin așa derutați, nu știu ce se întâmplă, și că spunem și mie ce se întâmplă, tell me what's the buzz, care e rostul. Dar nu era chiar așa, Domnul Iisus știa mereu ce urmează să facă. Mergem și ne odihnim, mergem și ne rugăm. Mâine o să mergem dincolo. Hai să ne ducem dincolo. Deci Domnul Iisus, când s-a apucat de lucrare, știa că este Fiul lui Dumnezeu, avea o conștiință foarte clară despre cine este și ce are de făcut. Iar Ioan ne atrage atenția că uneori a plecat din unele locuri, că nu era ceasul să rămână acolo, că nu era timpul să fie prins sau văzut. Altora a zis, când vine ceasul, iar pe urmă zice, acum a și venit ceasul. Deci Domnul Iisus, bine, dar asta e la Ioan. Marcu însă folosește cuvântul îndată, da, se remarcă un dinamism. Dinamism care se comunică nu numai prin cuvântul îndată, ci și prin multe acțiuni. Și de aici, și din alte motive lingvistice, lumea crede că este îndreptată spre romani. E ca și cum te duci la un popor foarte practic și se spune despre învățătura lui Hristos. Dacă acolo te apuci să scrii discursuri lungi, acel popor practic, care erau romanii, o să plictisească. Dar dacă mereu îi confrunți cu ce a făcut Domnul și că era un om de acțiune, foarte hotărât, foarte clar, până la urmă îl pui la colț pe un roman și zice, măi, văd că e... știe ce vrea. Adică ăsta a plecat să cucerească lumea. Cam asta este imaginea din Marcu. Domnul Iisus a plecat să cucerească lumea mai tare decât un general roman sau decât un împărat roman. Împăratul împăraților. Cam asta ar fi caracteristica lui Marcu. Și îndată, cuvântul îndată, foarte des repetat, subliniază. Dar mai este ceva, dacă pot să spun, care arată autenticitatea și caracterul ăsta de prezență, de dinamism. O mare parte din Evanghelia lui Marcu e scris la prezentul istoric. Nu se vede în Cornilescu. Majoritatea traducerilor nu redau prezentul istoric. O singură traducere catolică am găsit prin anii 70 făcută, în care autorul își ia riscul, autorul traducerii, își ia riscul să traducă la timpul prezent. Și cum atunci, ce vezi în Marcu? Că zice și Iisus vine, și farisei îl întreabă. Și Iisus răspunde. Așa e scris Marcu. De puține ori folosește Iisus a dus, Iisus a făcut. Iisus a răspuns. Mereu zice și Iisus zice. Și vin farisei și spun. Îndată vin ceilalți și zic. Deci e scris la prezent. Un prezent care, dacă citești în greacă, te face cel puțin narrativ. Adică are un efect de dinamism pe care doar un video ar putea să... Și când vezi un video, un film, vezi acțiunea întâmplându-se. E recompusă de autorul filmului, dar tu o vezi. Acum merge așa. Deci e o senzație de... Deci ești parte la, exact la da. Trăirea aceea. Exact. Și mulți spun că ăsta e stilul lui Petru, că Petru, fiind martor, el rememora. El când povestea Evanghelia, ce a făcut Iisus, el trăia... Nu zic că era în transă, nu era. Dar zic, el retrăia momentele acelea și Iisus întreabă, de ce ai făcut tare? Sau îi spune, vin la mine. Sau Iisuse, vindecă-mă. Și Iisus îi spune, crezi că pot? Da. Deci, e o retrăire acolo, o imersare în istorie, datorită verbelor la prezent. Care, în traducere, pentru ca traducerea să fie mai armonizată, stilistic și cu gândirea noastră, în traducere nu apare. Vrut să discutăm puțin despre Evanghelie ca un manual de ucenicie. Cum am auzit expresia într-o discuție pe care am avut-o și de aici mi-a venit ideea și aceste emisiuni. Cumva Marcu are un accent deosebit pe ucenicie. Ce puteți să ne spuneți despre aspectul acesta, în ce sens Marcu ne duce mai mult decât alte evanghelii, dacă ne duce spre conceptul de ucenicie, ucenic, ucenicie, în ce sens?
Folosește des referirea la ucenici. Prezintă reacțiile lor în ultima călătorie sau călătoria lui Iisus din Galileea spre Ierusalim, în care înțeleg sau mai ales nu înțeleg ce înseamnă crucea, că Iisus se îndreaptă să moară. Teologii spun că de aceea el încarcă Marcu, acest drum, cu o teologie a uceniciei crucii. Adică ucenicii învață să meargă spre cruce sau să accepte crucea în viață. Pe de altă parte, sunt patru texte cheie în care Marcu intervine, care se văd foarte bine la el. Nu că n-ar fi prezente și la alții, dar la el se văd foarte bine și în care vedem ce se întâmplă cu credincioșii și că Domnul Iisus își face ucenici. Odată vedem că își alege ucenicii în capitolul 1, la versetul 16, Domnul Iisus le-a zis, veniți după mine, vă voi face pescari de oameni. După aceea se vede în capitolul 2 cum îl cheamă pe Levi, care Matei, este Matei, numele lui Levi era Matei, numele grecesc, și dă explicații de ce ucenicii sunt chemați la altfel de viață sau de ce el bea și mănâncă cu vameșii, pentru că a venit să cheme la pocăință nu pe cei neprihăniți, cum se considerau farisei, ci pe cei păcătoși. După aceea are trimiterea ucenicilor, 2 câte 2. Dar și în 3 cu 13 mai avem alegerea celor 12, Marcu 3 cu da. La 13 la 19, care da. Avem lista. E finalizarea, deci începe procesul de alegere în altă parte și încă o dată revine asupra subiectului ca să arată că l-a chemat pe Levi, i-a chemat și pe ceilalți în cele din urmă. Deci are 3 texte despre chemarea celor 12. Deci e un accent pe chemarea la ucenicie. După aceea ucenicii sunt trimiși. Găsim trimiși 2 câte 2. Să... Capitolul 6 avem capitolul 6, da, este trimiterea aici. La Luca avem 2 trimiteri, Marcu și Matei au câte o trimitere. La Luca le avem pe ambele. Și găsim de foarte multe ori reacția aceasta a Domnului Iisus că îi învață despre suferință. De exemplu, în 8:31 zice, a început să învețe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă, de cărturari, să fie omorât și după 3 zile să înfieze. Le spunea pe față, dar ei nu înțelegeau. Petru l-a luat și l-a mustrat și Domnul Iisus îl mustră și el pe Petru. Zice, Petru îi zice, să nu cumva să se întâmple ce spui, iar Domnul Iisus îi spune o critică aspră. Înapoi a mea satanul, niște cuvinte pe care nu cred că vreun ucenic a vrut să le audă. Dar în afară de asta, ei pleacă și când se întorc? Nu, când pleacă cu Domnul Iisus, Domnul Iisus le spunea de mai multe ori, le-a mai repetat despre această suferire și pătimire a lui. Și ei îl urmau, spune Evanghelia după Matei, plin de frică. Am să găsesc textul ca să îl citez. Nu spune neapărat, da. Iată, în 10:32. Ei erau pe drum și se suiau la Ierusalim. Iisus mergea înaintea lor. Ucenicii erau tulburați și mergeau îngroziți după el. În general, Marcu este extrem de
de direct și nu nu îmbunătățește lucrurile, nu dă o imagine publică mai bună, nu le cosmetizează despre ucenici. E cel mai natural. Luca și Matei nu sunt chiar așa. Parcă îi prezintă într-o lumină mai bună. Dar în Marcu, Domnul Iisus mustră pe ucenici. Aici ei merg după el tulburați și îngroziți. Domnul Iisus i-a luat din nou pe cei 12 și iar le-a vorbit despre lucruri care veneau, care urmau să îi se întâmple și că după 3 zile va învia. Și se pare că le-a spus de multe ori și totuși ei n-au înțeles. Din cauza acestei relații vii cu ucenicii și a urmării lui Iisus spre cruce de ei, are un accent mai mare pe ucenicie. Se poate spune. Dacă poate să fie folosit ca un manual de ucenicie, cred că toată Evanghelia ar putea să fie, dar practic am văzut studii biblice care te invită la înțelegerea uceniciei și urmării Domnului Iisus, care se bazează pe Marcu. Deci, practic, în istoria bisericii sau învățăturilor, cel puțin în bisericile de tip evanghelic, da, a folosit ca un fel de manual de ucenicie. Se pot face mai multe abordări. De ce? Dacă considerăm un manual, vom pune accent sau lumină pe versetele în care se arată că ucenicii urmează pe Domnul Iisus. Și cum? Și de asemenea pe învățături. Învățăturile nu sunt chiar așa de detaliate. Sunt mai comprimate, nu au expunerea elaborată din Ioan sau din Matei. Și atunci e mai ușor de urmărit. Evanghelia aceasta, da, poate să funcționeze ca un manual de ucenicie. După cum noi mai recomandăm și Evanghelia după Ioan cuiva care vrea să înțeleagă niște adevăruri mai profunde, și citești despre dragostea lui Dumnezeu, despre jertfa Domnului Iisus, mai că trebuie o călăuză. Că știm că în Evanghelia după Ioan el le spune, dacă cineva nu mănâncă trupul meu și nu bea sânge meu, n-o să aibă viață veșnică. Și ceilalți l-au părăsit, mulți de ei au părăsit. Și vorbirea asta e prea de tot. Și Domnul Iisus i-a întrebat pe ucenici, voi nu plecați? Și Petru a zis, unde să plecăm, tu ai cuvintele vieții veșnice? Deci, cred că atunci când citești Evanghelia, ai nevoie de un ajutor, de o călăuză, să explice diverse lucruri. S-ar părea că în Marcu poți să citești mai ușor singur. Nu se spun lucruri foarte, foarte dificile. Deci se pare că Marcu accentuează în acest proces de ucenicie, de prezentare, de fapt, a lui Hristos în relație cu ucenicii, mai mult aspectul de experiență decât de aspectul de învățare printr-o expunere a învățăturilor lui Hristos în mod detaliat, ce mai mult dinamica aceasta Evangheliei îi duce pe ucenici în tot felul de experiențe și este un factor formator? Este un factor formator. Prin definiție se spune că în Marcu, teologii zic, Domnul Iisus e prezentat conform unei teologii de jos, adică e prezentat în umanitatea lui. Și de asemenea, ucenicii sunt prezentați conform unei teologii de jos, începând de jos în sus, adică în umanitatea și exagerările sau neînțelepciunea lor. Este Evanghelia în care cel mai mult Domnul Iisus își mustră ucenicii și le zice, iară sunteți așa de nepricepuți? Tot nu înțelegeți ce v-am spus. În celelalte mai explic o dată, dar nu ceartă așa de mult. Cred că ucenicii în Evanghelia pe Marcu sunt cel mai des numit nepricepuți. Cei 12, deci nu mai zic de restul. E ca și cum e un învățător și zice, măi, o să te duim aici de 2-3 ani, hai că reușim să facem ceva, dar voi nu găsiți, nu vedeți punctul pe ei, nu vedeți esența lucrurilor pe care le spun. Deci, asta ne spune ceva. Și apostolii au fost perfect oameni cu lipsuri, uneori mari. Duhul Sfânt a lucrat în ei o noire și prezența Domnului Iisus a fost o experiență unică. Cred că acei 3 ani va-l valora în termen de astăzi cât 20 de ani de viață creștină. Nu știu, deci să fii în prezența Fiului Dumnezeu întrupat și să stai de vorbă cu El și să vezi hotărârea Lui și claritatea în lucruri și puterea cuvântului.
E, asta se văd bine în Marcu, foarte bine. Există un proces de ucenicie pe care l-am putea descoperi în Evanghelia după Marcu, care într-un fel diferă, nu în totalitate, dar are anumite elemente specifice față de ceilalți evanghelici sau... Doar în sensul acesta, că pune accent pe dinamica urmării, că ucenicii la început nu erau suficient de buni, nu înțelegeau suficient de bine și au crescut. Deci o dinamică a creșterii. Doar în sensul în care vedem o desfășurare rapidă a evenimentelor, cum ai spus, se folosește cuvântul îndată, este o derulare în viteză care arată că Domnul știa ce se face și toate cădeau așa cum am zice noi, ca într-un mecanism de ceas, sau toate cad la locul lor, pac, pac, asta urmează. Într-un fel de joc de domino. Din acest punct de vedere, cred că este bună Evanghelie. De asemenea, e bună prin structura clară, că mai întâi se fac minuni, se aduc dovezi, după aceea se cere o evaluare, da? Că e foarte clară, foarte clară. La sfârșit zice, acum, după toate minunile, voi ce, cine ziceți că sunt? Și este cea mai realistă Evanghelie din punctul ăsta de vedere. Cea mai realistă. Felul în care le descrie evanghelistul Marcu pe femeile care merg la mormânt în ziua învierii este bun pentru orice scenarist, pentru orice regizor de piese de teatru, pentru că este sfârșitul, ca să zicem așa, vechi sau scurt, ar fi la versetul 8 din capitolul 16 și zice: ele au ieșit afară din mormânt și au luat-o la fugă, pentru că erau cuprinse de cutremur și spaimă. Și n-au spus nimănui nimic că se temeau. Deci, e o reacție foarte umană. Te-ai dus la mormânt, piatra-i jos, soldații nu mai sunt. Ai văzut și niște oameni îmbrăcați în alb. Ce poți să zici? Și un bărbat se teme, dar o femeie și mai și. Și sunt plini de spaimă, aproape că nu vor să spună nimica. Pe urmă, versetele 9 și 20 se consideră că fac parte dintr-o a doua ediție a Evangheliei după Marcu, dar nu una care a apărut mult mai târziu, ci foarte rapid, poate la 15-20 de ani, poate chiar din mâna lui Marcu. Și s-a simțit nevoia pentru că au început să apară și celelalte evanghelii și și-au dat seama de ceva. E foarte tare sfârșitul Evangheliei după Marcu, dar în discuțiile care au apărut pe urmă cu iudeii cu privire la arătările Domnului Iisus, a zis, bun, și Domnul Iisus a mai arătat? Sau doar nu l-a găsit nimeni și cu asta basta? S-a simțit nevoie ca și în Marcu să mai pună încă, s-au pus 11 versete în care spun, da, s-a arătat și i-a trimis pe ucenici. De aceea există două tipuri de Evanghelie după Marcu. Una care se termină la 8, câteva vechi, nu multe. Și după aceea majoritatea care au și 9 până la 20. Și se consideră că este Evanghelia în ediție finală a lui Marcu. Așa a rămas, nu s-a mai adăugat pe urmă la ea. Foarte interesant. Deci, cumva, cele trei secțiuni au fost și manuscrisele. Unele au mers pe prima secțiune, alta prima și a doua și Evanghelia finală, toate cele trei. Da, deci în prima sută de ani a existat un mic proces de editare și de redacție, călăuzit de Duhul Sfânt, pe care eu nu l-aș... unii vin să-l pună prea mult pe seama oamenilor. Nu pun pe seama oamenilor, ci pe faptul că s-a lucrat în echipă și s-a lucrat pe bucăți. De exemplu, în Evanghelia după Ioan, este clar că începutul, adică prologul, capitolul 1, de la 1 la 18, în care se spune și la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era început cu Dumnezeu. Acest prolog aproape clar că vine, e făcut la sfârșitul, după ce s-a scris viața Domnului Iisus, pentru că îți introduce toate temele mari ale Evangheliei. De obicei o introducere bună o faci la sfârșit, când zice acum adunăm tot și când fac începutul anunț într-un fel delicat, subtil, toate marile teme.
Deci există un lucru pe bucăți, cum să spun, Evangheliile sunt scrise sub călăuzirea Duhului Sfânt, care le amintește autorilor ce a spus Iisus. Asta e. Deci, nu lucrează compozițional singuri cum să facem Evanghelia mai eficientă. A venit odată cineva la mine și m-a întrebat asta, dacă pot să zic. Da. Zice, eu cred că ucenicii, zice, au scris după cum și-a adus aminte și nu prea, zice, avem chiar cuvinte Domnului Iisus, cum se spune, ipsissima verba. Adică exact citatele lui. Și zice, pentru că mintea omului mai dă erori și zice, atunci au recompus ei. Și zic, ai avea dreptate dacă ne-am gândit la cum funcționează mintea omului. Dar în Evanghelia după Ioan avem o avertizare, adică o anunțare, nu o avertizare, foarte clară. Domnul Iisus zice, și Duhul Sfânt vă va aminti tot ce v-am spus eu. La scrierea Evanghelilor, procedeul nu este simplu uman de structurare narrativă a vieții Domnului Iisus și comunicare, ci este o îngemânare, mai greu de explicat, pentru că nu avem parte toți de genul ăsta de inspirație, numai ei au avut, în care lucrează Duhul Sfânt, ați aduce aminte, uite, asta a spus, ați aduce aminte, da, ok, vezi cum o pui. Deci e o cooperare interesantă. Și atunci eu afirm, da, se vede și o muncă pe text până la varianta finală. Posibil să fi fost o etapă, două etape, trei etape. În prima sută de ani, deci nu ieșim din prima sută de ani, aici vestirea s-a definitivat. Și în același timp e sub autoritatea apostolică și a Duhului Sfânt. Dacă ar fi să ne gândim la cum să folosim Evanghelia după Marcu într-un proces de ucenicie, cum am putea să o folosim? Ținând cont de specificul ei, de structura ei, de elementele care țin de elementele componente ale Evangheliei după Marcu. Ai nevoie de curaj. De ce? Pentru că de obicei cea mai ușor de folosit e Evanghelia după Ioan. Deci, domnule, acolo te ia ușurel, spune concepte, vezi, asta e lumină, lumina biruiește în tuneric, Domnul Iisus explică, e versetul foarte cunoscut, Dumnezeu a iubit atât de mult lumea încât a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci acolo ești așa, parcă. Dar, în Marcu, cuvânt cheie este Fiul omului, se pornește prin descrierea umanității lui Iisus și dacă vrei, mai ales într-un secol în care lumea nu prea mai citește, ci e mai activă, se uită la jocuri de acțiune sau filme de acțiune, atunci Marcu capătă deodată importanță. El este alert, stilul lui este alert. Nu trebuie să citești 28 de capitole, 16, jumate din Matei. E ok. Pentru unul care e grăbit, de asta pentru veacul nostru, cred că e super tare. Evanghelia după Marcu. După aceea ți-l arată pe Iisus făcând minuni. Te confruntă cu faptul că El este Fiul omului, că iartă păcatele, că primește titlul Fiul lui David. Te determină la o decizie. Cred că eu am văzut un curs din acesta făcut de un păstor de la o biserică evanghelică din Anglia și funcționa foarte bine. Am împărțit datorită felul în care caracteriza Domnul Iisus prin acțiune. Am împărțit, mi se pare, în 10 lecții sau așa, cam un capitol pe săptămână sau 16. Așa, și a pus momente de introspecție și retrospecție, adică să evaluare și să ne gândim ce am înțeles până acum, la mijloc, când întrebat Petru, cine credeți, cine ziceți că sunt, și la sfârșit, de asemenea, a pus și în felul acesta, studiul pe Marcu funcționa ca o părtășie pe grupe mici, în care oamenii se consultă. La sfârșit era o mică cărturie în care se puteau discuta de către participanții la curs ce spune Marcu despre Domnul Iisus, iar concluzia e clară că este Fiul lui Dumnezeu. Și atunci, la sfârșitul Evangheliei după Marcu, și noi, sau cei care au citit Evanghelia după Marcu într-un program de felul ăsta, trebuie să ia și eu concluzie și să spună care este părerea. Deci, au înțeles că Iisus e Dumnezeu, vor să-L urmeze,
nu vor să-L urmeze. Deci cumva a luat structura și această structură a luat conținutul și conținutul acesta l-a transformat într-un conținut pentru grupurile mici, da, care se adunau pentru, exact, părtășie, dar în același timp conținutul acesta modela în viața lor esența uceniciei pe Hristos, cel care a venit, s-a oferit nouă și trebuie să-L urmăm. Eu am vreo 2 ani și eu am folosit această, nu exact cum făcea pastorul Tim de la All Souls, dar despre el este vorba, dar din Londra, însă m-am adaptat, am fost inspirat de felul în care a fost el și avea impact, adică fiind o evanghelie dinamică, te duce la punctul în care să spui și tu ce răspuns dai despre ce a făcut Iisus, ce a zis, care e valoarea ta, îl accepți, îl crezi, îl urmezi, apropo de evanghelia uceniciei. Uh-huh. Că unor ți-e frică, am înțeles, și ucenicilor le-a fost frică, au fost aspecte în drumul acesta al crucii care nu te entuziasmează, te îngrijorează, dar sigur că Domnul Iisus, noi știm, a privit dincolo de ce e suferință, a privit la răsplătirile pe care le dă Dumnezeu. Deci da, poate să fie un bun curs de evanghelizare. Și e scurt. Asta e caracteristica. Dar dacă ar fi să privim nu doar din perspectiva conținutului, știu că în special grupurile mici sunt în căutare, special liderii de grupuri mici, de conținut, ce vom face, ce studiem acolo la grupul mic, dar și din perspectiva procesului. Da, da, înainte să răspund, vreau să spun, căutam cu ochii un verset și acum l-am găsit. E vorba de versetul din Marcu 15. Dacă suntem de părere că Marcu ar fi prima evanghelie care a ieșit, ca zic așa, pe piață și care a fost foarte scurtă, deși trebuie să vedem în ce sens, posibil să fie Matei prima, sigur Luca nu este. Cele două martorii spun că ori este Matei, ori e Marcu. Dar de ce poți să faci evanghelizare pe baza Evangheliei după Marcu? La sfârșit apare un centurion care vede crucificarea și zice, când vede cu tremurul, când vede că perdeaua s-a rupt înăuntru templului de sus până jos, sau i s-a spus lucrul acesta. Centurionul care sta în fața lui Iisus, când a văzut că și-a dat astfel Duhul, a zis, cu adevărat omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Acolo erau și niște femei care priveau de departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov cel Mic și a lui Iosef și Salome, care pe când era el în Galileea, mergeau după el și îl slujeau, și multe alte femei care se suise împreună la Ierusalim. Acest final îl pune pe orice cititor al Evangheliei în fața aceleași declarații. Deci este probabil observația lui Petru, Marcu o ia, clar o folosește și Matei, clar o folosește și Luca. La Ioan nu apare. Centurionul sau romanul de la sfârșitul Evangheliei, care zice, nu zic evrei ce zice el. El zice, cu adevărat acesta a fost Fiul Dumnezeu. Deci asta e o concluzie super tare. Deci, acest centurion nu i-a mintit, cum să spun, un roman, deci Imperiul Roman, care, să vedem simbolurile. Iisus, evreu care moare pe cruce, Fiul Dumnezeu. Un roman cu cască pe cap, cu sabie, cu zale, cu tot, putea să înturchipeze și Imperiul Roman. Se uită în sus și zice, wow, ăsta e Fiul Dumnezeu. e puternic. Adică și Imperiul Roman recunoaște că ce avem în față. Deci cumva Evanghelia ne provoacă spre o concluzie. Da. Ne duce spre a intra în acțiunea asta aceasta. Asta este Evanghelia. Deci vestea cea bună. Evanghelion. Anunțarea cea bună. Eu înseamnă bun. De unde vine și că eutanasia, e moarte bună. Da? Noi zicem vestea cea bună, euangelion, vestea cea bună. Da, Evanghelia nu doar prezintă pe Iisus, ci aproape, hai să zicem, e politicoasă, dar știu eu, te pune la colț în sensul că nu poți să scapi această concluzie. Viața asta umană e dată pentru a ajunge la o concluzie despre cine este Iisus. Și asta în Marcu se vede foarte clar. De asta ar putea să fie folositoare.
îmi cer scuze că am, dar ce spune Ștutașul este emblematic. Și Evanghelia după Marcu foarte posibil să fie prima care folosește emblema asta. Mărturia Ștutașului la moartea lui Hristos. Deci, cu alte cuvinte, Evanghelia provoacă pe oricine Evanghelia după Marcu spre o decizie legată de persoana, de credința lui Hristos și de urmarea lui ca și Fiul al lui Dumnezeu, exact. Care ne aduce și pe noi în această... În privința asta, Marcu e consonant cu Matei și Luca, adică și Matei și Luca urmează același model apostolic. Ioan nu face, nu se folosește de mărturia centurionului, a capitanului roman, dar el spune altceva. Toate lucrurile care s-au scris, ca voi să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața veșnică. Deci Ioan se transformă în învățătorul care spune direct, nu folosește un personaj care trage concluzii. Ioan îți spune direct de ce a scris. Și îi spune că, domnule, puteam să scrie mult mai mult. Dacă scrieam tot ce a făcut Iisus, probabil nu încăpea cărțile în lumea asta, dar ce s-a scris, de asta s-a scris. Și asta e sensul Evangheliei. Nu te lasă să fii neutru. Și aici mi-aș permite o observație. Mulți zic, ați auzit Evanghelia lui Iuda? Sau, nu știu care e Evanghelia lui Filip? Iisus se pare că sărută pe cineva, nu știu cum, pe Maria, în Evanghelia lui Filip. Și acestea sunt mici relatări de tip gnostic, eretic, care nu merită numele de Evanghelie. De ce? Nu corespund modelului de Evanghelie. Numai cu rea voință poți să le numești Evanghelie. Poți să zici mici istorisâi, poate închipuite, poate nu, urmează să argumentăm, despre Domnul Iisus. Evanghelia se sfârșește cu moartea și se sfârșește cu învierea și cu un răspuns din partea cititorului Evangheliei. Asta e Evanghelia. Scrierile care îl amintesc pe Iisus sau ce a făcut el, dar ori fac prea multă poezie, ori îl prezintă ca învățător, dar nu prezintă moartea, învierea și înălțarea. Deci nu cad pe modelul apostolic al definiției Evangheliei. Ori noi în Biblia asta avem un model apostolic. De asta e eronat, cum zic, ați văzut că erau mai multe Evanghelii, dar biserica a păstrat. Nu, frați, a păstrat exact mărturia care pune accentul pe moartea și învierea Domnului Iisus. Asta e ce spun apostolii. Restul, mulți oameni cu multă imaginație, că Domnul Iisus în primii 200-300 de ani era la modă, era un subiect la modă. Așa era interesant, era că Dumnezeu putea să se manifeste printr-o întrupare și să facă așa și totul să lase să moară și totul să învie. Deci era mai tare decât toate, era ca și cum avea Star Wars astăzi. Deci, vreo 200 de ani s-a vorbit despre Domnul Iisus, 300 de ani și s-a inventat. S-a și predicat, s-a și inventat ce a făcut el pe când era copil. Ba chiar că Evanghelia arabă a copilului lui Iisus, că a vorbit când era în leagăn. Sau tot felul de chestii. Nu știau oamenii cum să exploreze fenomenul ființei Domnului Iisus. Dar Evanghelia biblică asta, care pune accentul pe ce a zis, pe ce a făcut și că a murit pentru noi și a înviat. Timpul nostru a trecut. Mulțumesc mult pentru prezentarea aceasta dinamică a Evangheliei. Și eu mulțumesc pentru ocazia de a vorbi cu ascultătorii. O Evanghelie care, cu siguranță, în modul în care ați prezentat-o, ar trebui să ne facă pe toți, pe noi pe toți, să mergem spre ea. De aceea invitația în această seară, în această emisiune, a fost să citim această Evanghelie pentru a înțelege cine este Iisus și pentru a înțelege cum putem să-L urmăm pe Iisus. Și aceasta e invitația noastră pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și la această emisiune și vrem ca Evanghelia aceasta, după Marcu, dar și celelalte Evanghelii, să constituie pentru fiecare dintre noi o întâlnire. O întâlnire cu un Iisus care nu mai este cu noi pe pământ, este în glorie, dar o întâlnire cu viața lui Iisus prin intermediul acestei Evanghelii. Vă doresc tuturor o seară bună și la revedere!